Mulțumesc, Doamne ajută. Ziua îmbrățișărilor, va fi mâine. Păi trebuie să-mi caut pe cineva să îmbrățișez. Dați voie. N-am vrut să vă opresc din mers, sunt dumneavoastră grăbit. E o inițiativă interesantă. Trecătorii au fost luați prin surprindere de manifestările de dragoste ale tinerilor. Cei mai mulți au acceptat gestul de afecțiune, vizibil încântați de ceea ce li se întâmplă. Vă putem oferi îmbrățișare? Da, sigur, mulțumesc. Doamne ajută-vă. La fel, sănătate. Ce părere aveți? Nemaipomenit, apreciez gestul. Nu știu cine îl face, dar merită aprecierile noastre deosebite. Oamenii au nevoie de îmbrățișări în ziua de astăzi. Lumea nu mai știe să socializeze, e din ce în ce mai închisă. Este un gest foarte bun pentru contactul oamenilor. Este mai apropiat. Dacă mergeți pe stradă, vedeți oamenii cu privirea plecată, încruntați, gânditori, stresați. Și printr-o pată de culoare, un zâmbet, eu consider că lumea se va simți mai bine. Au fost însă și morocănoși care au refuzat îmbrățișarea. Probabil că ei sunt prea închiși ca să ofere îmbrățișare. Nu știu, eu zic că când oferi îmbrățișare te deschizi. Înveți să iubești pe celălalt de lângă tine, înveți să împărtășești ceva ce nu poți să împărtășești prin cuvinte. Occidentalii consideră îmbrățișarea un gest cât se poate de normal. De exemplu, americanii se îmbrățișează chiar dacă nu se cunosc, iar pentru francezi, îmbrățișarea face parte din salut.